Hristos s-a izolat. Adevărat s-a izolat. A, Xenon după al treilea intro. Adevărat s-a izolat. Bă, ne facem antrenamentul pentru 2020 acum de Paște așa. Și mă repet a cincea oară pe clip că am vrut să filmez mai devreme și am întâmpinat o problemă. Nu aruncați pe troie noi, ăștia mai religioși, e doar un intro, glumim și noi aici, facem haz de necaz și să vă dau și o mică informație, așa, nu mai ieșiți din casă, re, stai frate, nu mă mai, stai că m-au luat pleri. Nu mai ieșiți din casă că ce a fost acum două zile, nu știu, o rugăminte sau ce, o recomandare a autorităților a devenit o obligație și intră în vigoare în seara asta, nu mai aveți voie să ieșiți din casă, doar decât să vă cumpărați alimente și să vă duceți la servici. Așa, trecem pe lângă asta. Bă, vă mulțumesc pentru like-urile la clipul de ieri, am strâns 600 de like-uri, fără să vă cer niciun like și dați un click pe butonul la subscribe acolo și pe clonțopel, că clonțopelul e adevăratul buton de subscribe, fără el nu primi nicio notificare, nimic. Să trecem pe lângă chestiile astea. Vă pun mod pe costa la download, îl știți de pe live-ul, mi-l tot cereți, că voi n-aveți bara asta de HP, nu aveți armura egală cum am eu, gen cu HP-ul, nu aveți minimapul așa mai măricel și așa mai departe. Eu am scos și modurile pe mașini pe tot, dacă vreți vi le aruncați voi în mod loader. V-am pus și Rainbow în el și o să vă văd cum să folosiți Rainbow. Faza e următoare, că pe mod pe costa la Rainbow avem puțin lag. Bine, la final de clip o să vă arăt și obiectele din Angel Pine, adică o să le facem pe clip. Sper să le găsesc, să nu mă învârp acolo 20 de minute. Ce am vrut să zic, am uitat, bă, da, prost mă. Așa, cu Rainbow. Faza cu Rainbow e pe skin, aveți puțin lag din cauza că e NB-ului, dar vă puneți mod ăsta Rainbow, vară și de unde să-l descărcați, dacă vi-l puneți voi în alt modpack. Sau poate chiar e de la skin-ul ăsta al meu de bagaboantă, cum s-ar spune, știți voi ăla cu care joc eu pe live? Bagaboantă. A, da, e de la modpack, că tu joci pe clear. În fine, dar restul de mașini de asta n-aveți. Și apăsați asta insert, vă arăt la final de clip cum, de unde descărcați modpack-ul și ăsta Rainbow. Faza următoare, eu v-am făcut un folder numit skin în folderul principal al jocului și acolo vă aruncați voi ce skin vreți voi. Și eu vă recomand să le redenumiți într-o anumită cifră, eu i-am pus numărul 2 aici, la ambele fișiere. Fiecare skin are două fișiere, TXD și DFF, aici vă arată. Aici puneți TXT-ul și aici DFF-ul. Și eu dacă activez skin, așa, auto mi-a pus skin-ul de acolo, l-a luat din folder, gen să vă arăt eu. Modpack by KM Bilosu. Stați așa o secundă, unde e skin? Și aici sunt fișierele, vedeți, el mi l-a luat automat. Ca să înțelegeți logica lui. Și de exemplu bifăm aici asta. Ați înțeles o idee. Da, mie cam omoară FPS-urile, gen am 60 de FPS-uri acum când am activat asta. Cum se numește? Da, cred că știi de ce. Cred că știi de ce, nu? Mm. Așa, dar faze că uite pe... Am dezactivat skin-ul. Ce ai jucat aseară cu el? Am jucat eu puțin la el aseară. A, și îl poți rezolva? Da, da, în fine, uite, aici aveți și pe mașini, vă puneți numărul nefrit cu rubinul. Și mai departe, ce mai avem? Lumine la mașină, efecte, time seek-ul, rainbow, asta vi le puneți voi în funcție de, cum îi zice, mă? De, doamne, am un lapsus, mați, așa, am făcut, de preferință, am făcut dialogurile rainbow, doamne, ce mă bălbi, text draw-urile, minimap-ul, inclusiv mașinile pe minimap sunt rainbow, dacă vedeți. Text ăsta e ăla din chat, dacă nu mă înșel eu. Da. Și toate sunt sincuite, din câte știu exemplare, nu? Dacă vreți să fiți așa mai nervoși, puteți să jucați așa, băieți. Exemplare, dacă le mai faci apa rainbow, pe respect o tomârla. Da, aveam scrisă, dar cred că nu-i dat enable. Ia, stai să punem și lumini și tot. Și aveți acum respect endama. La final de clip am zis că o să vă arăt și de unde și descărcați asta. Fii atent, dacă dai click data pe text draw, poți să spui tu text de la custom cu ce vrei tu să spui jupână. Pe ce text draw? În meniu acolo pe text draw sau text, nu mai știu cum scrie. Și dai click dreapta pe el. Pe care text, mă? Text draw. Deci, în meniu trebuie să ai acolo text draw și când dai click dreapta pe el, îți mai apare și poți să pui tu un text acolo ce vrei și să-l poziționezi unde vrei pe ecran. Oh, respect. Cum avea oia la Word, dacă știi, cu jupână. Păi și cum îl pun într-un loc? Ai acolo, pe disposition, nu știu. Păi da, și cum îl poziționez, că nu mai scap de el. A, dau esc. A, da, da, da. Text draw. Subscribe la KN.
Ata, mă, băieți. De ce mă întrebați? Vă faceți acum live-uri așa? Haide. Ce live-uri de alea de mafioți. Glumez, ăsta așa să-l dezactivez. Bă, dar nu mai merge să-l dezactivez. A, gata, am dat dezactivare. Da, corect. Așa, deci s-a să dezactivez așa că deja mă sparge pe ochean. Las doar mașina așa. Ați înțeles ideea care e treaba cu Rainbow-ul ăsta. Spune că se mai de ce se detectează uneori ca virus și cred că o să-l faci și o să nu mai fie detectat ca virus. Și înainte de toate, nu uitați să dați un follow pe Instagram și să folosiți codul de reducere din descriere pe PC Gearbage în caz că vreți să vă cumpărați ceva. Hey. Păi, detectat ca virus pentru că e protecție anti... Nu pot să-i fac... Da, anti-AIM, da, glumesc, mă. E protejat gen modulul. Da, da, da. Fure din el chestii. Și... Na, protecția aia apare uneori ca virus. Da. O să-l recompilez și n-o să mai am. Ok, hai să ne ocupăm de obiecte, deci fiți atenți la locații. Fostul spawn civil de aici din Angel Pine și spawnul actual civil din tutorial. Și nu uitați, dacă vreți să vă apucați de server, folosiți codul de referral ca N. Bă, unde e mă obiectul? Nu știu, mă, spawnul sau mai unul? What? Bă, slash bup. Ce? Am luat obiectul, mă, cred că l-am luat înainte să intru în el. Nu l-am luat. Găsește cele 5 obiecte. Unde dracu era, mă? A, aici era, mă, în partea asta. Ok, ca e prost. Da. Am mai pus unul acolo unde e garajul albastru. Așa. Ia uite, stă băiatul ăsta aici. Ăsta are ceva hartă, clip, nu știu. Să uită pe el, îl verifică, am luat două obiecte. Bă, aseară am fost, știți că am închis live-ul pe la 1 și ceva și ne-am mutat la Marian, la Toll Dirty. Puteți vă abona și la el și la Xenon. O să vă las canalele lor în descriere. Am făcut cu el 10 minute fiș, frate. La noi pe live, adică la mine pe live, am făcut 2 ore fiș. Să prind și eu ultimii 2 țipari de la misiune. Și la Marian 10 minute pe live, nu știu, că ați fost. Erau, când am terminat, erau vreo 80-90 de persoane pe live. Și... am prins 2 țipari în 10 minute. Bă, îmi venea să turbez. Adică la bine pe live am stat să pierd timpul 2 ore, n-am prins nimic și la el pe live am făcut. Re... așa, am 3 obiecte. Ești cu mâna pe el, ia-o te-l pe ăsta. Da, frate, normal, tot timpul. Ce m-am uitat ăsta în chat? Sau mi se pare că e din body modpack. Așa, acum mergem aici. În spate la 2, sau e, a, e casa asta. Îți. Și mai avem mult, nu? Deci am luat 4 din 5. Easy peasy. Faze că probabil o să plângeți că sunt 1200 km cu tirul la week 3, dar să vă explic cât e CV acolo. Stați așa, unde mă? A, aici, aici. Și termină obiectul. Imediat vă explic că mă întreb pe acum. Nu era cu era, mă? A, uite aici. A, ta mă, băieți. Și face un tier up. Oho, 22. Respect o tomărla. Așa mă băieți, quest sau stați așa, slash bă, pui ce am luat mă la tine? Un accesoriu random, am luat ceva de muian, aparent. Dăm pe questuri. 5 din 8, frate, deci eu am făcut 5 misiuni. Sunt foarte ușoare, completează-mă progres de 6 ori. Ăsta numai când jucați pe server se completează automat. Deci nu trebuie să faceți nimic, să forțați pentru el. Pur și simplu vă jucați pe server, trebuie 15 minute să le jucați într-un payday. Adică cum se dă payday-ul la noi aici, se derulează timpul ăla. Trebuie să jucați 15 minute dintr-un interval ăsta de payday. După care, 2-1 la sumă, vă recomand să le faceți în weekend, să nu vă duceți să stați acolo cu 30 de persoane. La ce 30, mă, că sunt 200, cred că. Așa, și asta cu tirul faceți, frate, în timp. Nu trebuie să dați tare pe el, doamne, am activat ray, bă, ăsta nu mai știu să mai dezactivez, mă, învățați cu meniu. Na, cred că ați înțeles ideea. Gen, sunt multe quest-uri ușoare. Stai un pic, că m-am luat cu altceva. Mă uitam ce se întâmplă în jurul meu, de fapt, și... Așa, vizitează casa unui jucător, Wing, de exemplu. Mulți au prins ADM bot. Eu vă recomand să dați reload de vreo câteva ori și o să prindeți alt jucător. Pentru că casa aia s-a vândut între timp când v-ați conectat voi pe SEO sau atât ghinion ați avut voi. Doar să fie dat și un restart să eliminăm casele cu admin bot. Când, dacă va apare aici admin bot, o să pun acțiune să vă apară alt player de pe server care deține o casă.
nu sunt pe un premier, ăsta e naiba din, de la Rencar. Dacă nu sunt la Rencar, vă duceți la cele 3 din toate orașele, gen eu unul în LS, unul în LV și unul în SF. Dacă nu găsiți, așteptați, frate, vă duceți, verificați iar peste o oră, iar peste o oră, iar peste o oră și o să-l faceți. Nu trebuie să vă duceți acum să vă cumpărați premier din dealership doar ca să faceți o misiune, să fim serioși. Obiectele le-ați văzut la mine, 750 de pasageri cu basul, sunt 4 curse complete de bas pe care le terminați în 30 de minute, lejer, așa, să vă mai și opriți, să mai schimbați maneaua. Street Sweeper, 15 checkpoint-ul la Street Sweeper, le faceți în 5 minute maxim, cu tot cu drumul, dacă plecați din Los Santos să vă duceți acolo. Deci e easy peasy. Battle Pass, nu mai plângeți că e greu, am făcut deja 5 misiuni. Ce e mai greu e faza cu tirul, dar ai o ei la sigur, nu e ca și cu țipari. Și nu, am uitat să mă uit ce misiuni mai aveam eu la week 2. Pe prima săptămână am completat-o. Cum e trebuie faci live de seară? Bă, probabil, o să mă apuc cu Xenon. El are un curs pe la 6 online cu facultatea, după care o să mă apuc cu el să facem la farm. Dar eu o să mă apuc de mapping mai înainte de... proburile și... am 78 din 100 la miner. Care s-a bugui paint-ul, adevărat Xenon, nu știu, zice niște băieți că nu mai merge paint-ul. Se mai întâmplă? Păi da. Adnos, haide! Nu-și mane dacă fac... Așa, bă, sper că v-am lămurit, așa, să vă arăt unde găsiți modpack-ul. Deci modpack-ul o să fie aici pe modul, pe site-ul de Discord, aici o să apară și update-urile, vă arăt imediat. Ăsta e Rainbow de aici, probabil o să fie schimbat Xenon, că încearcă să nu vă mai detecteze antivirusul, că e un virus, că de fapt nu e un virus, e metoda de compilare și crede că e un virus compilat sau ceva, dar nu e un virus. Rainbow merge doar pe nefrit, deci nu vă speriați, nu vă fură nimeni conturile cu Rainbow ăla, că e detectat, că doar Xenon nu-i prost să-și fure conturile alea după serverul pe... când el le are în baza de date, vorba aia, deci cum dracu să le fure, le are la îndemână, deci așa ar face un, nu știu, un Rainbow să meargă doar pe nefrica să vă fure conturile. Deci înțelegeți ideea. Și ăsta e mod pe cu, ăsta e mod pe cu cum era înainte, ăsta actual, și o să-l postez aici jos sub Rainbow-ul lui. Când o să vedeți voi clipul ăsta, o să fie mod pe cu aici jos, gen la fel link, mod pe HPC, băi, cae nu știu ce, aveți aici, topic, gen topic, la fel o să am și aici. Și na, update-urile le găsiți aici pe server de Discord, avem și un giveaway activ, imediat vi-l arăt. Aici vă par update-urile așa, doar ultime două update-uri, că tocmai ce am făcut chestia asta pe server de Discord, nefrip.lostage Discord pentru server și giveaway. Pentru a participa la giveaway trebuie să apăsați pe chestia asta, câștigați 50 de rubine, se extrage automat, când o să fiți extrași, o să vă dau eu PM. Cam atât cu clipul ăsta, re. Să nu uitați să dați voi un like, un alta, o măslină, o cutare, că fac Xenoane. Bine, frate, tu. Aia, uite, pace, filmez. Ne auzim poate diseară pe live, poate mâine, nu știu, sigur, să vedem în funcție de ce avem de făcut. Trebuie să închid etichetele după ce pun clipul ăsta. De fapt, după aia să mă o să mănânc dracu și după ce pun clipul ăsta, când am mâncat nimic și e ora 2-3 aproape. 15 pentru băieții, mai așa. Haire! Follow pe Instagram, subscribe, like, sal!